Copiii din cadrul Colegiului Național Radu Negru au fost militari pentru o zi. Ei au avut ocazia să vadă ce înseamnă să tragi cu o armă. Unitățile militare de la Făgăraș și Cincu au organizat astăzi, începând cu ora 10 în curtea Colegiului Național Radu Negru, mai multe standuri cu armament din dotare. Uite, pui degetelul acolo, aici, te uiți pe aici, vezi, depărtează puțin năsucul că te va lovi și trage. Fac cu pasa lângă ea, lovește. Și acum, pui armă, număr, fixezi, tragi tare, trage, 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 lasă. Bun, bravo, așa, te uiți pe aici, da, te uiți pe aici și pe aici, da, ai fixat ceva? Ce? Uite produsul ăla de acolo, îl vezi? Îl vezi pe aici? Trage! Copiii au fost foarte entuziasmați de prezența militarilor în școala lor. Rând pe rând, elevii au trecut pe la standul pentru stații de comunicare pe distanță lungă și scurtă, aparatură necesară simulării războiului cu senzori și pistoale simulative. Au fost încântați de pistolul mitralieră după modelul Kalashnikov și s-au urcat în mașina militarilor. Asta, împreună cu asta la altă, așa, și astea merg în jur la 5 km. Așa, vorbești la ele ca la un telefon mobil, uite, dacă tu faci, uite așa, așa, ia-i, tu iei pe ăsta, uite așa, apasă pe butonul ăsta în timp ce vorbești, vorbește, așa, m-auzi, se aude, vezi, m-auzi, da? Am tras cu pușca. Cum ți se pare? Foarte frumos. Mi-a plăcut cel mai mult primul pistol. De ce? Pentru că... E ușor de controlat. Da, e ușor de controlat. Te vei face militar? Nu. De ce nu? E foarte greu. Mie mi-a plăcut cel mai mult binoclu, că am văzut de la masa aia până la... am văzut geamurile. Pe mine mă cheamă Mara și îmi place foarte mult această campanie, să zic. Cel mai mult mi-a plăcut acel binoclu, deci mi se pare extrem de interesant. Deci când am văzut domnul ăla pictat pe față, deci m-am speriat extrem de tare. Vai de mine! Mie mi-a plăcut cel mai mult binoclul, pentru că prin el se vedea foarte frumos și aproape. Și mi-a mai plăcut foarte mult activitatea asta care se petrece în aer liber. Expoziția de armament organizată astăzi la Colegiul Național Radu Negru face parte din seria evenimentelor premergătoare sărbătoririi Zilei Armatei Române din 25 octombrie.